după rubrica noastră tradițională, Azi în lume, revenim acasă, revenim la Chișinău și vă povestim în continuare despre cele mai recente descoperiri arheologice și este vorba despre niște descoperiri cu adevărat impresionante. O să ne povestească mai multe. Cel care stă în spatele acestor descoperiri, alături de o echipă, desigur, îl salut cu mare drag și îmi pare bine că în sfârșit, după atâta vreme, a ajuns la noi în studio. Sergiu Musteață, doctor în istorie, arheolog. Bună, dragă Sergiu! Bună seara și bine v-am regăsit în nou format, într-o nouă atmosferă și vreau să spun că este foarte reușit, așa că îmi place. Da? Da. Îți place la noi? Da. Nu e prima dată când am zis că îmi place, îmi place nouă atmosferă. Nouă atmosferă, da. Așa. Mulțumim tare mult, Sergiu. Ne-a fost dor de tine, tu ai călătorit mult, ai fost plecat în ultima perioadă din țară. Haideți să reformulăm. Am muncit mult în ultima perioadă. Ai muncit mult? Și nu doar în Republica Moldova. Și nu doar în Republica Moldova. Așa. Ca să împăcăm toate domeniile. Să nu creadă lumea că doar călătoresc. Da, nu. În scopul, călătorești în scop de serviciu. Exact. Sergiu, hai să revenim la cea mai recentă, la această noutate care a împânzit internetul. Toți colegii noștri jurnaliști scriu despre această nouă descoperire arheologică. Deci, pe teritoriul maternității numărul 2 de astăzi, ați găsit urmele celui mai vechi cimitir? Unul dintre cele mai... Unul. Da. Deci ar putea fi, dar și mai vechi, dar nu știm, cel puțin astăzi, pe baza acestor descoperiri recente, putem zice că în straturile culturale, deci maternitatea vine peste un cimitir care cu siguranță a existat de la finele secolului al XV-lea, începutul secolului XVI. Simbolic și metaforic, așa. Păi frumos. Da, deci ce vine din pământ, în pământ se întoarce, vorba mai veche, așa că cumva nu întâmplător probabil s-a suprapus maternitatea după cel de-al doilea război mondial, anume în acest loc. Dar s-a suprapus peste piață. Nici cei care au folosit locul în calitate de piață, acolo a fost piața veche a Chișinăului. Și scopul cercetărilor noastre a fost anume de a descoperi urmele pieței vechi și a înțelege mai bine din structura, cum era organizată, pavată, amenajată în general. Puține informații s-a păstrat, câteva imagini, câteva planuri urbanistice și sigur că am vrut să vedem într-o perspectivă arheologică ce a mai rămas din vechea piață, ca în viitor să putem și scrie și spune lumii mai mult despre acest loc cu o încărcătură istorică extraordinară din centrul urbei. Dar vedeți că sub piață, la un metru adâncime, au apărut urmele unor morminte, inițial de copii. Am găsit 3 morminte de copii, 2 dintre care suprapuse și mai apoi deci ne-am extins și am găsit și morminte ale maturilor, destul de dense, pe o suprafață de 14 metri am găsit 14 morminte, vedeți o coincidență. La fel, unele dintre ele s-au suprapus peste morminte mai vechi și în felul acesta înțelegem că a fost o zonă în care s-a locuit dens. Mormântul era sub ăsta, cimitirul era aglomerat cu mai multe morminte, densitatea era destul de înaltă și putem zice într-adevăr că este o descoperire impresionantă și importantă pentru istoria Chișinăului în general, deoarece ești la intersecția hotarului dintre Moșia Buiucan și Moșia Chișinău. Multe lume ne întreabă, păi a cui este? Greu de spus, a chișinăuienilor, adică satul Chișinău sau satul Buiucan, este într-o zonă care deci, e de hotar. Noi credem că totuși mai mult ar fi spre Chișinău, deoarece Chișinău vine din zona aceasta a Mazarache și se ridică mai spre deal, iar Buiucanul, unde este Buiucanul și Moșia s-a extins până în apropierea chișinăuienilor. Cu siguranță a fost și o biserică în preajmă, deoarece tradițional, în evul mediu, localitatea avea câteva zone strategice și simbolice și în primul rând vorbim de biserica satului și cimitirul și academicianul Andrei Eșanu consideră că ar putea fi în această zonă, ar fi fost amplasată biserica Sfântul Nicolae. Alți colegi consideră altfel, dar deci ceea ce demonstrează, nu numai că descoperirea este importantă, dar și perspectiva cercetărilor de mai departe, de a afla mai mult și de a valorifica aceste urme care sunt modest cunoscute, iar unele chiar și greu de imaginat că au existat. Sergiu, da, spune-ne despre perioade. Deci cimitirul acesta ar data, ar fi din... Am zis sfârșit de 15, început de 16. De ce spunem asta? Deoarece majoritatea mormintelor au avut o monedă amplasată în partea abdomenului, tradiția obolus, obolului caron, deci ca să plătească vama la trecerea într-o altă lume. Și într-un prim mormânt unde am găsit moneda, am reușit să o curățim, colegii numizmați au curățit-o și ne-au spus că este de la 1524. Deci sperăm că și celelalte monede, chiar dacă starea lor este destul de proastă, să recuperăm ceva și să știm mai mult dintr-o perspectivă cronologică, deoarece monedele de obicei erau din perioada când
a murit persoana respectivă și s-a pus în mormânt o monedă, să zicem, actuală, care era încercuit. Și piața veche? Din ce... Piața veche, se știe că târgul Chișinău a avut mai multe piețe, dar una dintre ele, sigur că era în zona centrală, acolo unde cumva era nucleul viitorului oraș. Deci ea a existat cu siguranță în secolele 17, 18, 19 și dispariția ei este legată de cel de-al doilea război mondial, când Chișinăul în mare parte a fost distrus de către bombardamentele sovietice, de la finele anului 43 și pe parcursul anului 44, deci au bombardat Chișinăul din plin avioanele sovietice și în acea perioadă știm că două treimi din fondul locativ practic era distrus. Autoritățile sovietice au hotărât să reabiliteze orașul, era și firesc, dar să și schimbe planimetria și structura urbană. Și în felul acesta au dispărut multe urme mai vechi, au restructurat cartiere, au schimbat traseile drumurilor, magistralilor mari. Așa a apărut bulevardul actual Vieru, anterior al Tinereții, al Moscovei, deci s-a numit în mai multe feluri de-a lungul existenței sale postbelice. Și în zona aceasta s-a hotărât să se construiască o maternitate, un lucru necesar, nu pun la îndoială, dar în felul acesta au nivelat locul, au demolat ce era în preajmă, acele rânduri comerciale cu buticuri, cu zone deci adâncite în sol pentru provizii sau pentru depozite și așa mai departe. Deci, iată așa, deci a apărut un loc pe care l-au valorificat dintr-o perspectivă a unei construcții importante, maternitatea, care, apropo, anul acesta a obținut statutul de monument istoric împreună cu parcul adiacent. Deci în luna mai, Parlamentul a inclus clădirea și parcul în lista monumentelor ocrotite de stat, ceea ce este important, de a recunoaște statutul de simbolic al unor clădiri de conotație istorică, chiar și construite mai recent, dacă vorbim de perioada anilor 50 ai secolului trecut. Sergiu, m-ai văzut pe Facebook, că na, eu de acolo în mare parte mă documentez, dacă vreau să știu ce mai faci, să știi că intru pe Facebook și văd ce postezi. Ai postat niște fotografii cu niște recipiente și duc cu gândul la o farmacie? Da, în zona pieței, în afară de acest cimitir sau sub nivelul pieței, am găsit și urme de construcții adâncite, altele, deci bineînțeles, se văd din construcțiile de suprafață, s-au păstrat zidurile pe alocuri. În interiorul lor am găsit diferite bunuri culturale ale epocii, un inventar bogat din sticlă, sticlărie, pahare, cupe de șampanie, halbe de bere, capace de la sticle de bere, berea produsă de la Odessa, apropo, la Chișinău se producea kvas, la Odessa bere, dar zona aceasta care zici de inventar farmaceutic ne-a impresionat foarte mult, deoarece e legat probabil de un spațiu care a fost farmacie în interiorul acest când s-a demolat și când s-a nivelat, deci în această aruncătură de gunoi, de construcții, materiale de construcții, zidării și mai departe, a nimerit foarte multe chestiuni farmaceutice, fiole, eprubiete, capace de la sticle diferite, deci de medicamente. Și asta deci, va fi cumva recuperat, procesat și vom veni cu explicații mai multiple. Chiar dacă vorbim de o perioadă mai recentă, fiind vorba de perioada interbelică, perioada de celul de-al doilea război mondial, oricum, cotidianul orășanului, modul în care era viața la Chișinău, puțin s-a studiat. Și tineretul, sau fiindcă astăzi vorbim de mai mult despre tineri, nu prea au de unde înțelege cum era organizată viața în Chișinău în secolul al XIX, secolul XX sau în perioada interbelică, sau cum s-a trăit în război. Deci asta la fel contează foarte mult. Iată, nu numai documentele scrise, dar și arheologia ajută să recuperăm aceste momente legate de comportamentul și modul de organizare a cotidianului. Da, și întotdeauna e chiar pentru oamenii, cum să zic, oamenii obișnuiți care nu sunt familiarizați și nu se aprofundează în istorie sau în arheologie, e mult mai curios când ți se arată un obiect și ți se spune că uite, pe vremuri cu un asemenea obiect se făcea asta sau se bea ceai din cănuța asta. E adevărat, chiar și arheologul în sine, deci, sau istoricul, una e să citești documentul și să-ți imaginezi cum ar fi fost și alta e când ții obiectul în mână, îl vezi, îl simți, percepția este cu totul alta și bineînțeles că noi putem transmite această impresie altor oameni care trebuie să cunoască anumite elemente ale moștenirii culturale, ale modului în care oamenii și-au organizat viața
decenii sau secole în urmă. Aceste obiecte pe care le-ați descoperit acum vor fi păstrate unde? La un moment dat vor ajunge la muzeu, la da. Muzeul de istorie? Conform legislației naționale, deci toate artefactele sunt transmise în custodia muzeilor, în cazul dat fiind vorba de Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Municipiului Chișinău, bineînțeles că în viitor apropiat la fel va putea să-și deschidă colecțiile arheologice, dar acum vor merge la Muzeul Național, cu care deja avem o discuție despre planificarea unei expoziții. Vor fi și o conferință, dar în primul rând o expoziție privind arheologia urbană, arheologia Chișinăului. Vom expune acolo mai multe bunuri descoperite în ultimii ani și care se află, bineînțeles, în custodia Muzeului Național. Apropo, Sergiu, astăzi, la nivel mondial, este marcată și ziua urbanismului. Da. Nu? Da? Da. Nu, da, da. Nu, da. Dar nu. Voiam să vorbim puțin și despre acest aspect. Dacă ar fi așa, eu chiar sunt curioasă, ce crezi tu? Chișinăul nostru ar fi putut arăta în 2022 altfel? Tu ți l-ai fi imaginat, nu știu, cu 30 de ani în urmă, în anii tăi de fragedă tinerețe, apropo, și de tinerețe. Îți imaginai Chișinăul așa cum este acum? Cred că nu, deoarece acum 30 de ani eram student, într-adevăr eram mai tânăr și văzusem Chișinăul așa cum exista el atunci, la finul anilor 80, început din 90, un pic altfel. Oricum pentru mine era un alt nivel, un alt mod de viață venit de la țară, bineînțeles că Chișinăul pentru mine era wow. Atunci, în contextul schimbărilor de ordin politic, în primul rând, aspirațiile de libertate, sigur că ne gândeam la un mediu de viață mai bun, mai frumos, mai deschis. Nu ne-am imaginat că Chișinău va fi invadat de construcții dezorganizate. Construcții multietajate sunt necesare, este un element de dezvoltare urbană, numai că ele trebuie să aibă locul potrivit, deci nu trebuie amplasate în zonele și cartierele istorice, deoarece această invazie a construcțiilor moderne știrbesc din autenticitatea Chișinăului de adineauri și bineînțeles că minimalizează nucleul istoric, orașul vechi, străzile, cartierele, specificul arhitectural. Deci ziua aceasta mondială a urbanismului, cumva, precum și ziua națională a tineretului, da, sau multe alte zile pe care le scoatem în evidență, sunt pentru a sensibiliza opinia publică, a sensibiliza locuitorii orașelor privind grija față de locul unde trăiesc sau spațiile, orașele pe care le vizitează, să le înțeleagă mai bine, să și le asume. Și Chișinăul, ca un prim, ca cel mai mare oraș din Republica Moldova, sigur că are un rol important în ceea ce înseamnă organizarea, structura urbană, asumarea identității urbane, comportament urban și multe, multe alte elemente. Deci conceptul de urbanism este mult mai larg decât modul doar în care, străzile, da, casele și mai departe. Deci, vorbim de sigur. Om în sine. Deci când spunem urbanism sau oricare alt domeniu, în centru trebuie să fie plasat omul. Și în primul rând locuitorul, localnicul, deoarece îl vizează nemijlocit. Vorbim de confortul urban, infrastructura și alte elemente care îi asigură existența firească și multe alte aspecte privind cotidianul. Apoi ne gândim și la vizitatori, ce oferim celor care vin să ne vadă, să ne înțeleagă mai bine, să guste din noi. Crezi că un oraș și modul în care există un oraș, funcționează un oraș, influențează și caracterul cetățenilor? Da, este vorba de o percepție a modului în care, deci, tu te vezi ca parte componentă, ca element al structurii urbane, te asociezi cu ceea ce înseamnă acest spirit al locului și în contextul dat, sigur că locul influențează, dar să nu uităm că, din nou, omul schimbă locul, modul în care arată acest spațiu, ce avem, cât de curat este, cât de bine îl întreținem, cât de bine știm să-l prezentăm. Deci, în primul rând, deci, totuși, ele interacționează, locul și omul, dar omul deseori, noi spunem că omul sfințește locul, dar eu am și partea a doua și tot omul îl spurcă. Deci, în felul acesta, deci, omul trebuie să fie mai responsabil de ceea ce îl privește, privind viața, privind vecinii, privind oamenii din jur, să depășim egoismul, să încercăm să fim o comunitate unită, integră și să ne gândim la orașul nostru, al tuturor, nu numai casa mea, cetatea mea.
Sergiu, mulțumim foarte, foarte mult pentru prezență. Îmi pare bine că ai ajuns în studio și că am putut să povestim despre cele mai recente proiecte ale tale care sunt în vizorul publicului. Eu știu că tu muncești mult și ai și alte proiecte despre care probabil noi încă nu știm. Încă nu. Dar o să aflăm. Sigur. Mulțumim tare mult. Să ai o săptămână productivă, frumoasă și te mai așteptăm. Cu mare drag. Sport. Deci dacă îmi spui că te pricepi și la sport și că ești pasionat și de sport, o să fiu foarte impresionat. Da, și asta. Nu și asta, dar mă rog, am practicat... Am fost câțiva ani la rând când eram, apropo de tinerețe, da. Am fost, cred că, 2 ani la rând campion la, la atletică, la distanțele medii, 3 și 5 km, așa că, da. Nu știu. Am jucat fotbal când eram student, cu echipa facultății, că... universității, da, da, da. Aștept. Dar acum, deci cum spunea și un vecin, am schimbat genul de sport, am trecut la sporturi mai pașnice, așa. La not, la tenis de masă, da. Campionatul, badminton. Campionatul mondial de fotbal, îl urmărești? Îl aștepți? Mă uit, nu sunt atât așa de microbist înrăit, dar trag cu coada ochiul așa, mai uit cine mai și cum mai joacă. Sergiu, să știi că ediția care va începe pe cât 20 noiembrie, dacă zic bine, da, va fi difuzat la Moldova 1, așa că să fii cu ochii pe Moldova 1, toate meciurile vor fi transmise în exclusivitate aici, la Postul Public. Da. Așa că să te uiți la noi, să urmărești meciurile. Mersi tare mult, Sergiu, încă o dată.